Despre minunatele intervenții ale Sfintei Pronii și ale dreptei celei atotputernice a celui prea înalt. Partea a cincea Sfântului Schit din Cavso Calivia i s-a dat numele de către Sfântul Maxim dar numele a fost introdus pentru prima dată de Sfântul Acachie din Agrafa, care a trăit un timp într-o peșteră în secolele 17 XVII și 18. Când Sfântul Acachie a văzut că asceții trăiau în chilii goale pe pământ, pe stânci aride fără apă, Întâi s-a rugat și apoi, ca Moise, a lovit cu cârja de trei ori în cinstea Sfintei Treimi, un loc deasupra Chiriaconului. Unde a căzut lovitura cârjei, a curs un izvor de apă limpede și proaspătă, care a ajutat să se transforme pustiul izolat și stâncos al schitului într-o adevărată grădină. Sfântul Grigorie care s-a nevoit lângă Marea Lavră în timpul secolului XIII a fost părintele duhovnicesc al Sfântului Grigorie Palama, mare dascăl al credinței noastre ortodoxe. Acest binecuvântat părinte al Sfântului Grigorie Palama a practicat atât de mult virtutea sărăciei, a lipsei de grijă, a rugăciunii neîncetate, încât era binecuvântat să primească hrană de la un înger al lui Dumnezeu. Au trecut mulți ani de la minunea uimitoare care s-a întâmplat la sărbătoarea Sfântului Nicolae în Sfânta Mănăstire Grigoriu. Binecunoscutul monah Hagi Gheorghe, postitorul, era începător fratele Gavril. Părinții erau triști, deoarece, din cauza vremii rele, nu au fost în stare să pescuiască pentru cina festivă. Dar Gavril nu a deznădăjduit. Încrederea și nădejda lui era Sfântul Nicolae. S-a cufundat în rugăciune adâncă și cerere. Curând după aceea, în ajunul sărbătorii, valuri puternice au adus pești mari și frumoși pe țărmul mănăstirii. De îndată ce i-au văzut părinții, au alergat ca să-i adune și să-i pregătească pentru cină, slăvind și cântând laude atât celui care dăruiește hrană, cât și ocrotitorului lor, Sfântul Nicolae. Citim în frumoasa biografie a Sfântului Maxim Cavso Calivitul. Într-un an, în timpul iernii, Grigorie, sanitarul de la Lavra, împreună cu unul dintre frați, au pus într-o desagă pâine, vin și alte alimente și s-au îndreptat spre coliba Sfântului Maxim. Ninsese puternic și toate cărările erau acoperite urme de om nu puteau fi văzute nicăieri. Sfântul stătea în coliba sa, care era făcută din bețe și tufișuri uscate. El era izolat total și nimeni nu știa cât stătuse fără mâncare. Când cu mare greutate au găsit coliba și au intrat spre uimirea lor, au văzut ceva cu totul neașteptat o pâine încă caldă și mirosind ca și cum ar fi fost scoasă din cuptor. S-au uitat cu curiozitate împrejur să vadă dacă era vreun foc. Nu era nimic. Pâinea venise din cer ca o mângâiere cerească pentru cavso calivitean, acea pasăre a cerului. Cu mare respect s-au adunat în jurul pâinii misterioase, plin de mirare de această masă a unor asceți din necruțătorul pustiu și au căzut în genunchi înaintea sfântului, cerându-i să le dea o bucățică mică drept binecuvântare. Vă voi da, a spus el, dar cu o condiție, să nu spuneți nimănui nimic din ceea ce ați văzut până mor eu.